Sâmbătă, actualul lider al seriei a treia din Liga a treia CNE din Nicu Golescu va susține la Codlea un ultim joc de pregătire înainte de reluarea campionatului ce va avea loc pe 5 martie. Oficialii mușceleni au acceptat să joace această partidă în compania formației locale de Liga a patra, tocmai pentru a vedea plusurile, dar și minusurile cu care se confruntă echipa. Astfel, amicalul de sâmbătă este un bun prilej pentru tehnicienii echipei de a vedea la lucru noile achiziții, Rada și Dumitrache, dar și pe ceilalți jucători nou veniți, Delcea și Angel. CNE din Nicu Golescu va juca în prima etapă din retur în deplasare la Titu, în compania formației locale Urban. În tur, mușcelenii s-au impus cu greu în fața dâmbovițienilor, 2-1, reușind să înscrie golul victoriei chiar în ultimul minut de joc. Atunci, pentru mușceleni, reușea să înscrie Ovidiu Stan și Haidău, aceștia nemai regăsindu-se în lotul echipei în acest retur, ca de altfel și Marius Vaciu, care s-a transferat în aceste zile la Gloria Berevoiești în Liga a patra, dar care se va pregăti în continuare cu CNE din Nicu Golescu la Câmpulung.